Hai să desenăm un well-tempered chair. Băi, well-tempered chair, adică linia de horizont e pe aici, pe undeva, pe sus. Și o să desenez linia asta și linia asta. Ca să știu cam cum fuge, cum ar veni. Deci cam așa ceva. Acum, dacă nu mă opresc fix în asta, nu e nicio problemă. Dacă asta am așa un oarecare ghidaș. Și avem una bucată ax de ăsta și al doilea ar fi pe aici. Ok. Partea asta de jos până la șezut e până pe aici. Aici am bucata asta încă o dată și un pic, deci până pe aici ar spune. Și din câte văd, e destul de centrat, doar că, adică, dacă ar fi să văd din față, ar fi nu chiar perfect simetric, ci ar fi împins în exterior un pic. Dar, ca să fim mai siguri, putem să ne uităm la niște poze în plus. Ia. Well tempered chair front. Front. Și nu avem nicio poză din față. Ba, uite că există. Actually, o să fac ceva foarte profesionist și anume o să iau de aici. O să pun aici, o să filmez monitorul. Să ce nebe, eu nu știu dacă e originalul sau să-i vreo machetă, vreo bălărie. Deci tinde să vină destul de vertical și pe urmă în exterior, din câte văd. Deși în imaginea asta nu prea se citește asta, adică se vede destul de clar că vedeți, se duce în interior. Probabil că au fost variante diverse. Anyway, hai să continuăm. Scuzați, highlight-ul ăsta, ce să-i faci? Asta poți să-i faci, dar o să se vadă mai prost, așa că las. O să fac ceva între așa. Adică o să-l fac să fie în exterior, dar un pic și în interior. Adică uite așa ceva. Ia, o să-mi pun în față aici un exemplu. Adică o vedere de asta frontală. Și dacă punctul cel mai din interior e pe aici, o fac și aici să fie cam la fel. În exterior ar veni cam așa. Și se întoarce aici. Cam așa ceva. Mirific. Acum, hai să văd cum fug asta. Să zicem că fug cam așa, adică așa cumva. Dacă țin aparat, aș putea să prelungesc asta și cu asta și să văd pe unde e punctul de fug, adică pe aici. Și să mă folosesc de el. Bun. Și avem le șezut. Ca la orice altă volumetrie. Sper că mi-am băgat căpățâna în cadru, că am uitat să pun această ștangă care să mă împiedice să-mi bag căpățâna în cadru. Nu nimic, am pus aici. Acum. Nu reiau nimic, dacă n-ați văzut, o să rămân așa pe veci. Și ziceam că mă mai uit la niște poze ca să văd mai exact ce se întâmplă în zona asta, că nu mi-e prea clar din imaginea aceasta. Și asta e valabil la orice fel de volum pe care îl... Volum, în fine, volumetrie sau... cum să-i spun... geometrie pe care vreți să o reprezentați. Uitați-vă la ea din mai multe unghiuri. Ca să înțelegeți ce se întâmplă. Nu vă leneviți să stați să vă uitați, să vă rezumați la o singură poză. Din păcate nu prea găsesc una chiar relevantă. Dacă am găsit una ceva mai relevantă. Deci ăsta vine așa și se întoarce așa. Nu prea mi-e clar ce se întâmplă însă cu șezutul. Da? Hai să fac ăsta până un alt, adică spătarul. Și... o să vină cam așa ceva de pe aici. Bum. Și se întoarce jos. Cred că e aceeași foaie asta.
Vine așa și up. Ceea ce ar fi destul de haios. Păi, hai să mă mai uit la niște poze. Poate mă prind. Uite, am găsit una din spate. Care îmi spune că m-am înșelat și că nu vine așa. Ia. Vă arăt și vouă, nu vă impacientați. Asta după ce îl găsesc. Uite, a făcut cineva scaunul ăsta și din dintr-un plexi ceva. Uite. Și avem și această treabă. Aha. Deci ăsta vine drept și se leagă de laterale, iar ăsta are flapsurile astea. Okidoki. Deci ăsta ziceam că vine. Se sucălește aici și vine, wait for it, mai degrabă așa, și pe urmă vine la un oarecare unghi. Iar șezutul vine a iese aici în afară, cam atât. Așa. Aici ai drept, sau mă rog, ușor bombat în interior. Aici o să fac ceva similar cu ăsta. Dacă vreau pot să-l fac și cum s-ar vedea prin transparență, ca să dau un pic de informație în plus. Și el s-ar învârti aici la loc ceva de genul. Adică am o gogoașă de-asta. Și aici se leagă în spate. Adică în spate, în interior. Asta cam cât e de lat, cam atâta. Se vede mai închisă pseudo-elipsa asta decât cea de aici. Dacă asta e mai deschisă fiind mai în spate. Asta vine până pe aici. Și ăsta. Ăsta, adică, cum se cheamă? Mânerul ăsta, lateral, vine cam așa. Mai îngust. Și asta ar fi practic le structură. Asta trebuie să fugă la fel, adică încolo. Și acum aș putea să-l și valorez dacă merește a mea inimioară. Dar înainte de a-l valora, hai să mai fac o verificare așa că arată ok. Ăsta o să-l fac un pic mai încoace. Ăsta vine drept așa. Avem penea ăsta. Ok, ok. Ăsta în spate pe aici, undeva s-ar termina. Pot să sugerez asta chiar dacă nu se vede în realitate. Pisică mă încurci. Aha. Și uite, limba asta vine aici, ajunge aici, undeva jos. Dar că eu l-am făcut, nu l-am făcut fix din unghiul ăsta și la mine nu s-ar vedea. Nu se vede, nu se vede. Hai. Bun, hai să valorăm. O să încep cu niște accente de-astea negricioase. Pe urmă mai dau niște zone medii. Dacă vă întrebați ce mină am, mă întreb și eu, dar se simte ca un ceva mediu așa 4B, poate chiar 2B. Văd că nu pot să bag negru prea profund, chiar dacă apăs, dar nu-i neapărat o problemă asta. Adică cu cât e mina mai moale, cu atât iese mai mânjit așa hașură. E drept că pot să le combin, dar eu sunt un leneș și nu prea obișnuiesc să fac asta, adică desenez cu o singură mină. Și îl bag degrade and shit.
Bă, pisică, stau cu jumătate de un sfert de cur pe scaun, că trebuie să stea pisica aici, na? Pisică. Mă cheamă Tsuki, știu că mă întreb astăzi. Care înseamnă lună în limba japoneză. Și înseamnă scorpie infectă în română. Și mai băgăm niște hașură. Și aici o să-i dau contrast cât pot de puternic, poate chiar îmi calc pe inimă și schimb mina, ca să fac negrala asta de aici. Pisime nervoase. Trebuie să vă pun niște jazz, ceva pentru ambianță, că așa am văzut că se face. Hai să bag un pic mai mare, că deja îmi pierd răbdarea. De la un punct încolo, nu mai am răbdare să fac decât desene schițate, nu și de-astea elaborate. Avem miturile astea care vin aici, într-o linie înclinată, așa. Bun. Mai avem unul pe aici, mai le avem pe astea pe jos. Încă unul aici, încă unul aici. Și dat că astea din fundal par mai mari decât astea. De fapt, cred că au o piuliță pe parte sau vreo damblă de asta sau vreun mushroom de la stărcoșire. Bine. Dau așa un pic de hașură și aici, că totuși nu e alb, e gri. Așa, zona asta trebuie mult mai negricioasă, dar cred că o să o abordez cu cealaltă mină când a venit momentul mirific în care să și schimb mina asta. Sunt aici, nu vă impacientați. Și, na, hai să fac și câteva gâlme de aici, să știu că am terminat cu ele. Up, up, up. Hai că ajunge. Trebuie din când în când să te uiți și în mare, să vezi cum e contrastul la nivel general, dacă ai făcut tâmpenii sau. Aici dau hașură generală. O să mai revin aici cu mina mai moale. Aici chiar o să las alb. Minune. Cum o să las și aici de altfel. Dar că aici mai dau niște hașură. Ok, iar aici avem linie de-asta apăsată, aici o să-i dau o hașură destul de închisă generală, peste care mai vin cu niște zone mai închise. Ok, m-am dus un pic cam departe aici, așa că o să fac o nefăcută, așa cum o să bag un pic de gumă pe desen și o să bag și aici. Poate să fie un pic zbârlit, dar hai să nu exagerăm. Credei, e făcut de om cum ar veni și arată nonșalanța asta și imperfecțiunea care ne definesc, că e mai multe.
Și cred că a venit momentul, mă rog, să-i dai și un pic de umbră. Nu, asta voiam să spun. Dar voiam să zic că a venit momentul să fac o verificare generală până să-i bag cealaltă mină. Așa, și aici ce avem? Avem un pic de reflexii combinate cu umbră, o treabă de genul ăsta. Ia! Arată relativ normal. Dar că o să iau de aici ca să pot să mă și eu ca omul la el, fără să-mi bagă pățâna în cadru. O să strănut. Bun. Ce mai facem? Păi avem toate gâlmele astea, de care am uitat. Așa că o să le desenez. Una, două, trei și încă un pic. Ce vreau să zic este că cum am stat eu acolo, de m-am uitat într-o parte, am făcut asta să fugă un pic aiurea. Așa că o să-l mai domolesc un picuț. O să-l fac un pic mai turtit. Așa. Și reluăm aici din asta. Și uite, o să fac cum ar veni în spate, așa. Ca să vadă privitorul ce se întâmplă. Așa, hai să văd. Poate aici mai trebuie un pic de hașură de asta fâsăită. Mai intervin aici, mai intervin. O să-i dau aici un highlight micuț. Puc, puc, puc. Așa. Ce mai avem? Mai avem bucălarea asta de aici. Mai avem pe aici niște umbră. Și aici. Și asta e reflexia de la chestia asta pe care nu o văd, dar s-ar putea să fie și de aici. Are sens. Sau o fi chiar umbră, dacă are vreo lumină în spate sau reflectă solul ăsta suficient de multă lumină. O să-i dau și un pic de zonă mai închisă aici, că nu moare nimeni. Bun, hai și cu mina mai tare. Ca să terminăm supervizarea. Face figura asta. Mină mai moale, voiam să zic. Nu, ce faci? Să zicem asta. Ia. Cred că mă lasă să bag un negru mai serios. Oricum mai mult de 6B nu cred că... Whatever, hai că merge. A, altă viață. Și te uiți printre gene, așa, ca să vezi unde ar fi zonele cele mai închise. Așa cum faci și când faci un ornamental, adică ai subiectul în față, obiectul propriu-zis, sau obiectele, și te uiți printre gene ca să faci o sinteză a zonelor închise, deschise, așa faci și aici, o să mijești ochii, cum s-ar spune. Ok. Așa ceva, aici mai trebuie, aici și mai mult, aici aproape la fel de mult. Și se vede că m-am plictisit, că le fac în dorul lenii. Nu, ce linie tâmpită am dat! Hai că vedem ce facem cu ea. S-ar putea să fie
intrat un pic prea brutal aici și să înceapă să lucească, ceea ce nu e tocmai bine. E și pic enervant că nu pot să întorc asta și să-mi bag capul ca lumea în cadru. Dar de vreau eu să arăt la populație procesul de desen. Ok. Și pe aici am negreală, că în fond ăsta era principalul subiect. Sau principalul, cum să zic, motiv pentru care am pus mina asta mai tare, mai moale, mai tare. Ok. Închisă. Și ce mai avem? Mai avem pe aici, liniuța asta, și pe aici pe jos, să zicem, poate și pe la șuruburile astea. Ah, tălpile astea mai sunt negricioase. Așa. Aici doar un pic. Și hai din nou să mă uit în mare. Deși vine cumva așa umbra, reflexia pe ăsta, totuși ar vrea să o dau mai după generatoare, că mi se pare că prea se duce în jos, așa că o să mai îndoi un pic. Așa, iar acum o să fac o chestie care probabil că e o idee foarte proastă și o să îi dau o hașură fix cum mi se năzare. Și pe urmă o să mă duc și o să scriu aici un zoster 2021. Acestea fiind zise, cred că pot să consider acest scaun, poate fi interpretat și drept acest căcat. Dacă nu mi-ar plăcea scaunul. Terminat. Dar că încă nu. Mai bag aici un pic de highlight. Că a rămas asta prea făsâit și nu știu. Mi se pare că arată nenatural. Să știm și cum se întoarce. Și... mai degrabă așa, cumva. O să scriu aici, probabil strâmb, că deci nu pot să-mi fac capul în cadru. O să scriu well. Agățit. Table. Hai să scriem și un an. 86. Cream că e mai recent de atâta. Să scriu 80 și un 6 care nu prea se înțelege că e 6. Cam asta ar fi. Aoleu. Îți ar luce de căcat să-ți fie. Așa. 24 de minute. Cam mult, sincer, dar o văd cu sufă.